În acest sfârșit de săptămână, românii de pretutindeni au închinat paharele cu ocazia ultimelor sărbători de iarnă. Pentru că pe 6 ianuarie românii sărbătoresc Bobotează sau Botezul Domnului, în comuna Gârla Mare a fost organizat un eveniment inedit, conform tradiției. Zeci de cetățeni s-au adunat pentru a participa la slujba de sfințire a apei. Unul dintre momentele cele mai interesante a fost botezul cailor prin stropirea lor cu apă sfințită. De asemenea, cei mai curajoși s-au aventurat în apele rece ale Dunării pentru a recupera crucea care se aruncă de către preoți la finalul slujbei. În comuna Gârla Mare, petrecerea a fost întoi sâmbătă, când creștinii au sărbătorit Botezul Domnului sau Boboteaza, așa cum este denumită sărbătoarea în popor. Chiar pe malul Dunării, sătenii s-au adunat pentru a participa la un eveniment desfășurat conform tradiției, reluat după mulți ani în care nu s-au mai strâns la oaltă pentru a sărbători această zi. De mulți ani aici, în comuna Gârla, nu s-a mai făcut acest ritual, se vine la Dunăre, se numai la biserică și suntem mulțumiți de această invitație a lui Costeluș de a participa aici la Bobotează. V-a simțit bine? Da, s-a făcut și o oră care s-a jucat lumea, sperăm că de acum încolo să vină mai, dacă e prima dată după atâția ani când nu s-a făcut, să se audă, să vină, să participe cât mai multă lume. Nu s-a mai aruncat cam de mult crucea la noi în localitate și datorită lui Costeluș acum ne aduce obiceiurile la noi. S-a mai dat acum, cred că 20 de ani. În jur de 20 de ani. Deci un moment cu atât mai emoționant pentru că... Da, bă, dar de 20 de ani n-am văzut nimic, n-a mai fost nimeni pe valea asta. Cei mai curajoși s-au aruncat în Dunăre pentru a recupera crucea aruncată de preoți. Aceștia, fără nicio ezitare, au sărit în apă rece, însă adrenalina nu i-a lăsat să simtă temperatura scăzută a Dunării. Emoțiile au fost la fel de mari și pe mal, unde cei prezenți au fost impresionați de curajul tinerilor care s-au aruncat în Dunăre. V-ați aruncat în această zi sfântă după cruce în Dunăre? Cum a fost experiența? Foarte bună. Am sărit din... Că ne-a fost drag de domnul primar. Le dă sănătate. Și multă sănătate, multă bucurie la toată lumea. Faceți asta de obicei? Nu. Este pentru prima dată? Da. Au făcut parada cailor, au făcut întrecere, au sărit și în Dunăre după cruce. Foarte frumos. Ați avut emoții pentru cei care au sărit acum că este... Am avut. Dar sunt tineri și rezistă altfel mai bine decât noi, că suntem mai în vârstă. Frumos, sunt curajoși și au sărit. E frumos. Au fost recompensați, deci a meritat și efortul. A fost frumos. Mai doriți astfel de... Da. Ne place, au venit și lăutarii, eu sunt cu muzica și mie îmi place. Evenimentul a fost organizat de președintele PNL Gârla Mare. Costel Bărăitaru a fost cel care a luat inițiativa de a readuce această sărbătoare în viața comunității de aici, dar și tradițiile autentice românești. E o zi importantă pentru toți românii. S-au adunat mulți cetățeni din comuna noastră, din comunele vecinate și mă bucur că am avut 3 candidați care au sărit, le-am oferit premii și sunt mândru de această comună, sunt mândru că m-am născut aici. Până la urmă, care este de fapt scopul acestui eveniment organizat? E Bobotează și așa vrem să organizăm de acum încolo, să fie o sărbătoare în comuna Gârla Mare, să o respectăm, o tradiție. Am venit cu plăcere la invitația colegului meu, Costel Bărăitaru, președintele Partidului Național Liberal din Gârla Mare, la această zi sfântă, la această zi de botez al Domnului, o tradiție care se păstrează și mă bucur că am participat nu numai la această sărbătoare, ci și la tradiția de aruncare, sfințirea crucii și aruncarea crucii în apă și trebuie să recunosc că am văzut 3 tineri foarte curajoși, s-au aruncat după cruce, unul dintre ei a apucat-o primul și tradiția merge mai departe. Am participat cu drag la acest eveniment care se desfășoară conform tradiției românești. Tradițiile române sunt extraordinare și ne fac să nu uităm cine suntem. Ziua de Bobotează împreună cu ziua de mâine, ziua Sfântului Ioan Botezătorul, marchează practic sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Doresc tuturor mehedințelor la mulți ani și multă sănătate. M-am bucurat foarte mult să particip, a fost un eveniment frumos, așa cum ați văzut și dumneavoastră.
Am înțeles că de foarte multă vreme nu s-a mai organizat așa ceva la Gârla Mare și cred că ține foarte mult de, până la urmă, păstrarea tradițiilor și, de ce nu, este un bun prilej de a ne întâlni cu oamenii. Preoții au sfințit apa, iar apoi au stropit caii pentru a fi feriți de bol și pentru a fi cât mai harnici în noul an. De asemenea, la final a fost organizat și un festin culinar chiar pe malul Dunării.